A devenit o tradiție ca la Sfânta Mănăstire Hadâmbu să se organizeze în fiecare an, pe 14 septembrie, procesiunea Drumul Crucii. Această procesiune începe de la poarta Bucuria Crucii, prin dreptul celor 14 troițe. Alături de noi se află Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, pe care rugăm să ne spună câteva cuvinte despre această frumoasă tradiție. Drumul Crucii, acest popas duhovnicesc la fiecare troițe, la cele 14 troițe, a venit după ce am vizitat Țara Sfântă și mi-am propus, zic, Maica Domnului să mă ajut să pot ridica aceste 14 troițe, fiindcă dacă reîntorc ani în trecut, toate materialele de construcție le descărcam sub dealul mare, încărcam și le aduceam cu căruța și caie. Deci nu trebuie să reamintesc că n-aveam nici măcar ocazie să ajung până la Iași să cumpăr alimente sau ceva pentru mănăstire și apoi nici căruța de multe ori nu reușea să urce cu materiale în dealul mare. A lucrat bunul, milostivul Dumnezeu și preacurata Maică Dumnezeu că prin excelența ei este stareța locului și a rânduit ca drumul acesta să fie, să ne-l facă mai ușor. Asfalt până la poarta mănăstirii. Hristos Dumnezeu să binecuvinteze, să primească acelor oameni care au reușit să facă această șosea până la poarta mănăstirii, unii ușurează de altfel, și toate autocarele și pelerinii care urcă în dealul mare. A luat o mare amploare drumul Crucii și îl parcurgem de câțiva anișori. Iată, pomeneați mai devreme de greutățile pe care le-ați întâmpinat la începutul reactivării acestei așezări monahale și am putea spune că drumul Crucii care duce spre Mănăstirea Hadâmbu a fost și un drum al suferințelor, al necazurilor, al încercărilor, pentru că nu v-a fost ușor nici să ajungeți aici, nu le-a fost ușor nici oamenilor să ajungă aici, astfel încât cărarea către Sfânta Mănăstire, către Maica Domnului, nu a fost ușoară. Nu a fost ușoară și nu numai la hramul mănăstirii, venim foarte mulți pelerini, aici dormeam, în ograda mănăstirii, și pelerinii și noi, fiindcă nu aveam de când acel acoperiș, unde era un chioș pentru obiecte de cult, și până s-a ridicat de mine la Dumnezeu totul, cu toții dormeam în ograda mănăstirii. Azi a devenit o tradiție din trecut, unde la hramul de mănăstire, în ajun, seara vin pe limbi din toate colțurile țării noastre, unde cântă, prin cântări o laudă pe Maica Domnului, plecându-și capul în ograda mănăstirii, care noi numim Grădina Maicii Domnului. Pe 14 septembrie, o sărbătoare deosebită, care va avea și un program deosebit. Așadar, care va fi programul liturgic cu prilejul acestei sărbători? În ajunul Înălțării Sfintei Cruci, luni 13 septembrie, ora 18, vecernia uniță cu litia, ora 19:30, scoaterea în procesiune a icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului din Sfântă Mănăstirea noastră, ora 20:30, taina Sfântului Maslu, ora 12, utrena de miezul nopții, iar în ziua prăznirii Înălțării Sfintei Cruci, ora 7:30, întâmpinarea ierarhilor, ora 7:45, Sfânta Liturghie, ora 10, procesiunea Drumului Crucii, ora 19, introducerea icoanei făcătoare din Bisericuța Monument. O altă tradiție care s-a format din dorința pelerinilor este aceea de a parcurge Drumul Crucii și în dimineața zilei de 14 septembrie. Eu am un cuvânt de fiecare dată pe predică, dumneavoastră sunteți doaba bisericii. Și da, într-adevăr, în miezul noapte, după utrenia de miezul nopții, toți pelerinii prezenți, împreună cu părinții slujitori și cu lumânări aprinse, cântând, lăudând pe Hristos Dumnezeu, parcurgem drumul crucii. Deci în miezul nopții ajunge dimineața acasă pe la 4-5 dimineața. Și apoi la 7-8 avem Sfânta Liturghie. Este extraordinar când te uiți în miez de noapte să vezi mulțime de popor cu lumânări aprinse, cântând și coborând pe jos, apoi de la poarta Bucuria Crucii, urmând acest popas duhovnicesc la fiecare troiță, o rugăciune, o cântare, urcând spre dealul mare, la 14-a troiță. Preacuvioase Părinte Stareț, vă mulțumim tare mult și să aveți parte de o sărbătoare
deosebită, o sărbătoare închinată Sfintei Cruci și, bineînțeles, și Preasfinte Născătoare de Dumnezeu. Și vă mulțumesc și mulțumesc milosibului Dumnezeu că avem această șansă, să spun această șansă, să fim prezenți cu toții, cu multe evlave, râbnă și credință. Doamne ajută!